Salută și bun venit la un nou episod de pe Mama Gratuită. Azi suntem în Mediaș, pot să zic patria gazului din România. Și suntem la sediile RomGaz și imediat TransGaz. O să vedeți. Efectiv, sunt două companii care au investit foarte mult în cele două clădiri care sunt puse una în spatele la celălalt, din ce vedeți în acest video. Și sunt impresionante ca arhitectură, ca spațiu de a munci. Sunt impresionante aceste clădiri. Dar mai ales RomGaz, anul acesta a avut un început zbuciumat de an, culminând totul cu partea de înlocuire a CEO-ului. Domnul Volintiu a fost înlocuit de cei care nu au fost de acord cu politicile sale. Chiar dacă este o companie listată la bursă, aceasta este într-adevăr una care aparține de statul român și nu poate să fie guvernată 100% democratic, zic eu. Dar de cealaltă parte este o societate listată la bursă care valorează peste 2,5 miliarde de euro. Vedeți, este impresionant acest sediu. Este impresionant. Foarte bine realizat, cu o arhitectură, pot să zic eu, foarte, foarte, foarte avangardistă. Dar să ne întoarcem la companie. La companie este într-adevăr o parte de măr al discordiei, să zic așa. Compania fiind administrată în cei mai bine de 20 de ani de prezență pe piața din România, fiind administrată de mai mulți oameni de afaceri, printre care și domnul Adrian Volintiu, care a acordat o stabilitate. Este de prezentă pe bursă din 2013, a obținut mai bine de 100 de milioane de euro în urma listării la bursă în 2013 și acei bani au fost realizați, au fost folosiți pentru a se extinde pe anumite paliere. Într-adevăr, este o societate, după cum spuneam, este o societate deținută de stat și de fondul proprietatea, dar nu e bine, din punctul meu de vedere, nu e bine administrată, nu e bine managerită această companie, chiar dacă sediul este unul simbolic, sediul care vi-l prezint acum, este unul simbolic, fiindcă sediul, mai ales sediul, este înregistrat în Mediaș, dar compania este cu prezență managementului la București. La București, de acolo se iau toate deciziile în legătură cu tot ce se întâmplă în această societate. RomGaz-ul poate deveni, pot să zic eu, un simbol al orașului Mediaș,
dar deocamdată este trasă pe linie moartă această, chiar dacă baza este în Mediaș. Clădirea este impozantă, este aproape de centrul orașului. Este într-adevăr funcțiile centrale de management, comunicare și partea de licență, să zic așa, sunt înregistrate în București. Este sediul central în București. Compania produce 850 de milioane de euro cifra de afaceri, dar este într-adevăr, pot să zic, ținută în frâu de politicieni care au și n-au dreptate în unele decizii care se iau în fiind o societate listată la bursă. Nu toate deciziile sunt în beneficiul companiei. Compania este impresionantă, adică sunt peste 2000, aproape 3000 de angajați. S-ar putea să fie mai mulți, n-am acum cifrele în față și s-ar putea să găsesc, dar firma este una care într-adevăr încearcă să facă mult, dar doar în limitele legii, să zic așa. Firma Romgaz, compania Romgaz, știm că acum va prelua Neptun Deep, partea de gaze din Marea Neagră. Pot să zic că a explorărilor de gaze din Marea Neagră, dar va fi o investiție care într-adevăr va fi una foarte costisitoare, investind peste 300 de milioane, 200-300 de milioane în acea companie. Și într-adevăr, domnul Volentiu a fost schimbat cu domnul Adrian Constantin și cu un administrator interimar, dar nu pot să spun că pilele, doresc să le spun pile, fiindcă așa le avem noi în jargon, așa le avem noi întipărite în mintele noastre. Pilele sunt mai mici, sunt mai mari și în general nu se iau unele decizii la ministere, fiind o companie deținută de statul român, nu se iau în știință sau în știința cauzei. Nu se are în vedere doar 100%, pot să zic, partea de eficiență a unor business-uri deținute de stat. Din cauza aceasta este nevoie de, din punctul meu de vedere, de administrare independentă, de un consiliu de administrație independent care să satisfac dorințele acelui producător. Romgazul ar fi în altă ligă, n-ar fi doar cu o prezență în România, dacă s-ar lua toate măsurile de a lăsa specialiștii să vorbească. Dar este un alt subiect și este unul de promovare plătită, pardon, promovare gratuită, nu a plătit nimeni, ca să zic, aceste lucruri, dar Romgaz este un reper, chiar dacă putea să fie extins ca și electrica, ca și nuclear electrica, ca și hidroelectrica, în alte
în alte orașe, pe lângă, în alte țări, pe lângă România, să zicem Austria, Ungaria, Serbia, Croația, Muntenegru și lista poate continua cu Ucraina și așa mai departe. El este un producător local, independent, deținut de stat. Este un operator de utilități deținut de stat, nu neapărat independent, dar ce o să spun, cu decizii la nivel mare, care are o cotă de piață foarte mare pe piața de petrol și gaze, peste 50%. În orice caz, în spatele clădirii Romgaz se ascunde Transgaz, altă companie care este listată la bursă tot din 2013 și valorează mai mult de 800 de milioane. S-ar putea să greșesc, nu am documentat și despre Transgaz, dar arhitectura clădirilor este aceeași, după cum puteți vedea. Arhitectura este aceeași, clădiri impozante, chiar dacă sediul și sediul Transgaz este unul de comprezență. Cele două firme au vrut într-adevăr să fie mutate cu sediul central în București, dar au fost lăsate de Parlament cu sediul în Mediaș, dar pot să zic conducerea efectivă este la București, după cum spuneam și în cazul Transgaz. Este o societate națională de importanță extraordinară pentru guvernul României și președinția României. Este o instituție care a fost, pot să zic, prezentă în celebru Conel dinainte de anii 2000. Această societate, într-adevăr, este una care acum construiește conductele din de tranzit ale și ale gazelor, în special cel ale gazelor și ale Brua, celebrul gazoduct Brua, care urmează să fie, să zic, creat din Marea Neagră, din Turcia până în Trieste sau până în Austria. Pardon, sunt două gazoducte diferite, cel de la Constanța Trieste și din Turcia până în Austria, ca să aducă alte gaze în deosebire la partea de gaze rusești, ca să fie un concurent, pot să zic, 100% de plin. Dar aici sunt peste 6 state care iau decizii la un moment dat independente unul de celălalt. Transgaz, într-adevăr, este o companie care ia decizii în cazul României, dar este influențată politic și în funcție de deciziile politice în clădirile acestea se iau decizii, unele mai proaste sau unele mai bune. În orice caz, puteam ambele companii să fie în altă ligă, să fie create în altă ligă, să fie parte a altor ligi. Dar ele sunt aici, ele sunt prezente pe piață cu forțele proprii și până la urmă it is what it is. Aceste două clădiri sunt repere în patria gazului. Repet, Mediaș din Sibiu este patria gazului în România.
de când s-a descoperit primele zecăminte au fost descoperite în Mediaș. Oricum, nu avem alte lucruri să le mai spunem despre aceste două, să le mai spun despre aceste două companii și în orice caz ele sunt unele de importanță strategică. Este și un parc care va fi amenajat aici, să sperăm că va fi un parc creat și pentru angajații celor două companii, chiar dacă din punct de vedere prezenței sunt doar de decor, aș spune eu, aceste sedii. Managementul, după cum vă spuneam, este realizat în București și tot Consiliul de Administrație este prezent în București. Dacă v-a plăcut acest video, lăsați un comentariu. Dacă doriți și alte videouri, scrieți-mi în comentarii. Până data viitoare, oricum, puteți să îmi lăsați și o sugestie ce mai doriți să mai vedeți pe acest canal. Salutări! Până data viitoare!